Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată că am început să materializăm un proiect început încă de anul trecut cu colegii noștri de la CNS, realizarea periodică unui tip de emisiuni tip retrospectivă. De data aceasta a răspuns invitației mele colega mea Ramona Țarcă. Cosma. Cosma. Căsătorită Cosma. Căsătorită Cosma, cu care vom realiza din când în când acest tip de emisiuni. Data trecută am fost eu invitată în emisiunea ei Opinii Avizate. Bine ai venit, Ramona, la Roman 24. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru găzduire. Bună ziua telespectatorilor dumneavoastră și telespectatorilor mei, pentru că probabil mare parte dintre ei sunt cam aceiași. Iată că am sfârșit un an 2016 încărcat de evenimente cu multe probleme și am demarat unul cu un scandal imens la foarte puține luni, dacă mai puțin de jumătate de an, când la centrul de primire urgențe a izbucnit un nou scandal. Aș vrea întâi să abordăm această chestiune, după aceea să trecem în revistă care sunt evenimentele cele mai importante traversate în 2016. Bun, să vorbim despre cazul de la spital, să vedem dacă luăm cronologic firul evenimentelor din momentul în care a apărut de vineri după amiază filmul cel de-al doilea scandal, pentru că a mai fost acum vreo 6 luni în urmă, dacă nu mă înțeleg. Discutam cu colegii din redacție, cred că principala problemă astăzi e aceea că ne-am obișnuit, având telefoane performante, să fim cameraman de ocazie. Asta nu spun că e neapărat un lucru rău, pentru că jurnalismul cetățenesc a luat naștere încă de mult și a funcționat foarte bine, dar ne-am obișnuit foarte simplu să scoatem telefonul și să filmăm orice. Ați văzut că și reacția conducerii spitalului a fost în prima fază, cine a filmat. Deși cam greșit pus așa problema, că nu de aici, să zicem, se rezolvau lucrurile. Moral vorbind, eu vă spun că am fost la un pas în a avea o discuție mai aprinsă decât era cazul cu mama mea, care privea toată chestiunea aceasta din postura pacientului. Eu am încercat puțin să-mi amintesc că la o conferință de presă, conducerea spitalului ne-a amintit de aceste celebre de acum coduri de urgență, cum sunt și ele clasificate, da. Și am încercat să explic și familiei problema. Vedeți, există și de la Roman a plecat imaginea aceasta negativă pe care o au pacienții despre medici, despre toți medicii, indiferent la ce spital lucrează, de ce specializare. Și atunci nu poți să le explici mare lucru. Ei au văzut suferința unui bătrân care stătea după o ușă, au văzut un tânăr care livra șaorma, deschidea ușa, pleca cu banii, i-au mai văzut pe domnii de pe ambulanța de terapie intensivă sau SMURD, care la fel plimbau un cărucior cu rotile, închidea ușa aceea, și moșul care spunea nu mai pot, nu mai pot, și care am aflat, iată, că într-adevăr a așteptat o oră acolo la urgențe, pentru că și din comunicatul oficial al conducerii spitalului rezultă că el a venit pe la 11:30 și pe la 12:30. Eu am primit îngrijirile. Eu am avut săptămâna asta o emisiune cu doctorița Tălmăcel, coordonatoarea șefului Centrului Primire Urgențe, și cu doctorul Barcă, cu care am discutat problemele de acolo care au apărut. Ceea ce mi s-a părut o deficiență în documentare, documentarea colegilor noștri de la un alt post de televiziune, sunt cei care au tratat și la modul inchizitorial ceea ce se întâmplă în centrul de primire urgențe, este legat de faptul că nu s-au dus la sursa primară, aceea a medicului de familie. Eu am discutat cu doctorița Angela Bica și chiar am comentat în cadrul emisiunii pe care am avut-o cu cei doi medici la urgentiști despre acest pacient bătrân, bolnav, o prezență de 21 de ori în ultimele 2 luni de decembrie, și câteva ianuarie, luni. Da. Asta mi s-a părut peste puterea de înțelegere și ei lansau ideea acestui mod de a
rezolva urgențele în străinătate. Ei spuneau că în străinătate, dacă faci abuz de acel apel la sistemul unic de urgențe 112, ești amendat și plătești toate cheltuielile. Ar fi necesar, se pune problema și la noi să modificăm legislativ? Poate că da, mai e o problemă. Vă mărturiseam că discutam aprins cu mama. Mama mea spune așa, dar dacă sonda urinară nu a fost montată, să folosim termenul acesta, atât de potrivit, că dacă era montată ca lumea, poate că bătrânul nu revenea din două în două zile. Nu. E clar că acolo era o problemă. Nu, alta e problema pe care a explicat-o doctorița Bica. Deci, discuția cu doctorița Bica este absolut necesară. Spune așa, bătrânul are o soție la fel de bolnavă ca și el. Și neputincioasă. Și neputincioasă. Asta n-ar fi nimic. Dar nou copii nu se înțeleg cu absolut nimeni dintre rude, decât cu excepția a doi tinerei care sunt și cei care sună, care sună la 112 și probabil vor fi cei care și vor moșteni. Dar doamna doctor tălmăcelor îmi spunea că niciodată ei n-au venit însoțiți de acei bătrâni, tinerii aceia pur și simplu doar sună și le cheamă ambulanța. Da, nu vin ca să se intereseze de sănătatea lor la spital, da. Plus telefonul pe care l-au primit de la Raed Arafat le-a cerut un raport. Deci, făcut, a fost trimisă Direcția de Sănătate Publică să facă o anchetă la fața locului și urmează ca ministerul să ia decizia. Vor fi sau nu vor fi sancționați medicii? Eu nu cred că la ora aceasta o sancțiune ar fi cea mai bună, că atunci chiar că ar duce la desființarea centrului de primire urgență. Sunt 6 medici la ora asta care sunt pe punctul de a renunța. Asta ce înseamnă? Că dumneavoastră puteți să fiți de acord cu declarația directorului medical, doamna doctor Onu, pe care o și salutăm dacă se uită, care ne spune că dacă mai continuăm noi pe acest scandal, s-ar putea să ne plece medici de la Roman. Eu n-aș fi de acord. Adică nu cred că e vina presei din România pentru faptul că atât de mulți medici au plecat în străinătate, altele să fi fost motivele. Adică nu s-or fi învățat cumva cei de aici ai locului să fie presa prea blândă și să prezinte lucrurile în favoarea cele lor. Mai frumoase și în favoarea lor, că despre asta e vorba. Iată că s-a schimbat puțin situația și ați văzut rapiditatea cu care presa națională a vânat subiectul și era de așteptat. Și știți care e durerea mea ca romașcan, da? Aceea că despre Roman se aude la București în presa națională numai când e ceva negativ. Exact. Chestiuni de scandal, dar când într-adevăr avem lucruri frumoase de promovat, nu prea e interesat nimeni. Și asta o recunoaștem cu o durere. Bun, doctorița Tălmăcel oarecum afectată direct. Așa. A fost sunată de peste tot, spunea domnia sa, mai ales de colegi care o tot cheamă știindu-i că este un medic deosebit, am înțeles, pe urgențe și foarte, foarte căutat. Este curtată, cumva să plece în altă parte. Da. Așa. Și aici a mai intervenit o problemă. Problema ridicată de Camera Federativă a Medicilor, care nu se află la primul memoriu, ci că au mai făcut ceva memorii prin care solicită schimbarea modului de tratare a urgențelor în România. A fost bun sistemul introdus de Raed Arafat atunci. Dar el este la ora asta depășit și zice că nicăieri în lumea largă nu se practică un asemenea sistem, adică transformarea acestor unități de primire urgență sau centre de primire urgență ca la noi într-un imens triaj prin care să treacă de la cel care îl doare vârful unghiei în condițiile în care avem centrele de permanență, centrele de permanență care nu prea sunt vizitate și chiar văzusem în presa județeană că la Piatra Neamț, de exemplu, la o razie așa a jurnaliștilor prin centrele de permanență, din vreo 6 care trebuiau să aibă program să fie deschise, doar vreo 2 erau efectiv acolo cu personal medical care puteau și la să... La noi sunt 12 în Roman și Zona. Sunt foarte multe, dar eu n-am mers personal niciodată, nici pentru mine. Eu nici... l-am vis-a-vis pe la MedClass acolo. Acolo găsești într-adevăr și un medic, dar asistent găsești tot timpul, mai ales pentru tratamentele injectabile, dar... Da, să știți că există
existat un scandal tot pe o rețea de socializare cu o tânără din Roman care a făcut o injecție expirată la un centru de permanență și a avut și reacții adverse. Și a fost de asemenea, da, a fost, n-aș vrea să greșesc, nu știu exact la care dintre centrele de permanență, dar a fost destul de popularizat și acel subiect și la fel tinerii au luat atitudine și s-a dorit acolo o anchetă, până la urmă s-a lăsat cu o amendă de vreo 500 de lei, 5 milioane de lei vechi și cam atât. Haideți să comentăm un pic măsurile luate în urma aceea ce întâlnire rezultate dintre primarul Micu și cei de la Centrul Mirei Urgențe, la care se pare că a participat și deputatul Leoreanu, da, în mijloc acolo. În mijloc, întreba cineva, acum fie-mi iertată, întreba cineva tot pe Facebook, așa vrea domnul Leoreanu să-l facă primar pe domnul Micu, mă rog, era o întrebare retorică. Bine, mulți au comentat. Sunt și alte întrebări. E adevărat. Totul a pornit cumva în luarea acestor măsuri de la concluzia trasă după discuțiile pe Facebook, pentru că oamenii au spus așa, putem să înțelegem că acolo medicul se ocupa de un caz mai grav și bătrânul putea să aștepte. Doctorul dar era nevoie... a fost de gardă atunci, da, da, care a fost prezent. Exact, dar era nevoie de o persoană care să-l ia pe bătrân și nu știu, situația lui cu sonda poate că nu era cazul, dar un bătrân care se simte rău, dom'le, să primească măcar o pastiluță sau o perfuzie până îl primește medicul care să-i mai amelioreze puțin durerea. Și mai era o chestiune, din momentul în care îl vede o persoană pe pacient și spune, dom'le, tu ești de cod alb, poți să mai aștepți, în ora aceea cât așteptă pacientul, e posibil ca starea lui de sănătate să se înrăutățească? Și dacă da, cine răspunde? Problema care se punea în acest caz a fost cu totul alta, că acest bătrân nu respectă tratamentul. Și întrebarea mea e alta. Deci, de 7 ani, omul ăsta stă cu sonda urinară în condiții de igienă precară, da, e doar un caz. Care se suprainfectează. E doar un caz. Dar noi avem mai multe cazuri și dar de afecțiuni diferite. Dar cum de acum s-a decis operația, trimiterea lui la, la județ și operarea lui de prostată? Deci, ați văzut, 7 ani ați văzut care a fost explicația? Cel puțin explicația dată de reprezentanții primăriei care au spus, domnule, primarul Micu a decis să roage medicul să-l lase pe pacient internat pentru că în weekend am avut cantități mari de zăpadă și vreme nefavorabilă și risca acest pacient să nu mai ajungă iar de la domiciliu la spital cu ambulanța dacă avea nevoie. Domnule, să rămână el pe weekend internat și hai să-l trimitem și la Piatra să-l vadă un specialist. Și da, întrebarea rămâne deschisă. De ce acum s-a putut? Și până acum nu. Plus că eu am întrebat, domnule, este clar că eu am întrebat-o pe doctorița Bica, cum vedeți rezolvată situația asta? Ea a zis că nu o vede nicicum, pentru că este cert că acest bătrân, chiar dacă va fi operat acolo, el în continuare va avea nevoie de acea sondă, igiena de la domiciliu absolut va duce din nou la suprainfectare și că acest bătrân, adică odiseea cu el se va repeta de fiecare dată. E adevărat, dar eu ce spun, e doar un caz. Ați văzut că dacă există și o parte bună din toată povestea aceasta nefericită pentru bătrân, că putea să fie bunicul meu, putea să fie, nu știu, un cunoscut al dumneavoastră. Partea bună, dacă putem spune așa, e aceea că rumașcanii au prins curaj pe rețelele de socializare. Unii... Da, nu în totală cunoștință da, de cauză. Unii și-au dat, dacă vreți, numele, prenumele și situația exactă. Aceste lucruri pot fi verificate în documentele medicale, dacă există, de fapt. I-au prins curaj să mărturisească anumite trăiri pe care le-au avut acolo, da, fie pentru ei, fie pentru rude. Vă mărturiseam că și eu am ajuns la un moment dat cu mama mea cu tensiune 20 acolo și la fel am așteptat o oră pentru că la fel ni s-a explicat, nu este de cod roșu ca să vină cineva și să o preia imediat pe mama dumneavoastră, trebuie să așteptați o oră. Deci cu tensiunea 20 am așteptat o oră pentru că era o bătrână venită cu arsuri pe 80% din corp dintr-un incendiu și alți doi romașcani cu traumatisme în urma unui accident de circulație. Și am așteptat o oră. Am înțeles care este situația, am așteptat. De fapt, haideți să umblăm la cauză. Ce trebuie făcut de azi înainte, în așa fel încât timpul acesta de așteptare să fie mai puțin dureros,
Poate că e nevoie de o mai bună colaborare, comunicare și, într-adevăr, de o persoană care vine și stă de vorbă cu pacientul și administrează măcar o pastilă până îl preia medicul. Acel medic care, săracul, credem și pe el, că în 12 sau în 24 de ore de muncă vede peste 300 de pacienți, poate într-o zi, și are și el nevoie să bea un pahar cu apă, să stea 5 minute, poate să meargă la toalet, să mânce și un sandwich, că e dreptul lui. Că ați văzut că s-a comentat că au avut doctorii timp de șaorma și nu s-au uitat la pacient. Doctorul Barc mi-a spus că efectiv n-au avut timp în ziua respectivă să mănânce, că a fost acel caz cu resuscitarea. Dar altceva mă uitam foarte curios. Am primit un telefon de la un domn casian, Ion, care mi-a relatat că îl cunoaște pe acest bătrân în cele 21 de prezentări, o mai fi întâlnit și altă dată pe asta, și că el s-a oferit să-i plătească transportul bătrânului, tot așa, adică s-a repetat situația, nu este singulară. Așa, și că bătrânul ar fi refuzat, că este un plângăcios de profesie, cum i-ar fi spus ei, și au ținut neapărat. De unde au apărut toate aceste? În primul rând, mirarea, domnule, dai seama, ca să suni un jurnalist pe telefonul personal, trebuie să ai de undeva numărul ăsta. Să sapi puțin, da, ca să ajungi. Să ai de nu m-a deranjat că am primit telefon, dar mi s-a părut așa cam ciudat. Eu aș vrea să comentăm puțin și episodul cu ambulanța. A primit sau nu a primit bătrânul ambulanța? Să zic, conducerea spitalului ne-a explicat așa. Domnule, l-am rugat să stea acolo în salon pe pat și să aștepte să vină ambulanța de pe teren, că era plecată la un caz. Între timp, bătrânul n-a mai suportat așteptarea, a ieșit pe acolo, l-a văzut un tânăr romașcan și a zis: moșule, ce faci? Păi aștept ambulanța, dar nu-mi dau cei de aici de la spital ambulanță. Ei, hai că te duc eu acasă. Și tânărul, care a făcut o faptă bună, pot să recunosc asta, a stat și s-a pozat ca să fie erou pe Facebook, că despre asta e vorba. Dom'le, adică dacă vrei să faci o faptă bună și să duci omul acasă, îl prinzi de mână, îl pozezi în toate ipostazele ca să postezi pe Facebook am ce faptă bună ai făcut tu. Eu, sincer, spun, n-am mai și de aici o serie întreagă de acuzații pentru medici, cum că medicii mint, că nu i-au dat omului o ambulanță, că el s-a dus acasă cu un om care l-a luat cu mașina, că dacă nu îngheța de frig afară. Nu, doctorița Bicam mi-a relatat mie cazul că de foarte multe ori bătrânul se duce. Eu am întrebat pe cei doi medici: domnule, eu primesc o singură rețetă lunar, n-ai cum să primești mai multă rețetă compensată. Ce fel de rețetă primește acest om? Pentru că doctorița Bica spunea că omul primește rețeta, își cumpără medicamentele, își cumpără, și nu le administrează. Da. Plus că de mai multe ori el, după ce îi se face acest tratament cu antibiotice și acolo, e normal că el se simte bine. Și apoi undeva așa pe la 11-12 noaptea își cheamă singur taxiul și îl duce acasă. Deci părăsește spitalul fără voi, deși mă întreb cum Dumnezeu poți pleca dintr-un spital chiar când vrei și fără un vrei. Bilet, da, de ieșire, de externare. Da, dar eu foarte multe lucruri ciudate. Știți ce se întâmplă, doamna Flora? E doar un caz. Eu aș vrea să vedem ce putem face de aici încolo, pentru că nemulțumiți sunt mulți. Oameni care așteaptă la centrul de primiri urgențe sunt foarte mulți. Și vedeți cum se prezintă problema, chiar și în presa națională. Nimeni nu se uită la acea clasificare cu codurile de diferite culori. Dom'le, un bătrân de 80 de ani, sărac cu un baston, cerșea milă și ajutor de la medici și nimeni nu-l băga în seamă. De fapt, așa se prezintă problema. Asta că suntem noi sensibili. Când merge tot așa, la asta suntem sensibili și să nu uităm de acuzația aceasta destul de gravă, și eu aș spune încă o dată gravă, pentru că dacă nu ai dovezi, nu prea poți acuza, aceea că medicii nu se uită la tine dacă nu le bagi ceva în buzunar. Este exclus la urgențe. Deci știm cu toții la urgențe, da, este exclus. Nu, în celelalte secții ale spitalului, categoric că se întâmplă așa, dar la urgențe nu. Brancardierii care te pot transporta cu acel cărucior și care, deși sunt la serviciu și sunt plătiți pentru asta,
așteaptă și acolo un bacșiș că te împing și poate... așteaptă de la infirmieră până vedeți, la... despre asta e vorba. Cam astea și sunt problemele. Că, ți închipui că în alte spitale este nu, altfel? Îți povestesc situație. Eu că în clinica situație. Universitară de la Iași, de la frizerul care trebuia să te pregătească pentru operație până la ultimul, se tot aștepta, nu mai vorbim de... Ca o concluzie, eu deja am văzut din comunicatul și din declarațiile lui Raed Arafat că medicii au procedat corect ca mod de organizare, dacă vreți, procedural și personal nu cred că se va lăsa cu vreo sancțiune și poate că nici nu e cazul. N-aș vrea să mă poziționez de partea medicilor sau de partea pacienților. Nu. Aș vrea să rămân undeva la linia de mijloc. Cum ți se pare faptul că deodată conducerea spitalului și-a dat seama că este nevoie, că este o lacună, o deficiență în comunicare și că este nevoie de înființarea unui post de purtător de cuvânt. O să ne fie nouă mai ușor? Nu știu dacă o să ne fie mai ușor și nu știu dacă e neapărat decizia conducerii spitalului, cât s-ar putea să fie decizia administrației locale, conducerii primăriei, care are în subordine spitalul și care primăriei e interesată și ea să nu mai apară un astfel de scandal. Și probabil că în ședința... Dar ce ar putea rezolva? N-ar putea rezolva mare lucru personal, pentru că, repet, mâine o să vină iar vreo 3 oameni care stea pe la CPU și la fel o să aibă de aștepta 30 de minute, o oră. Nu văd ce ar putea rezolva. Decât poate că, dacă dăm noi un telefon, ar ajunge informația mai rapid la noi. Se va scrie un comunicat de presă mai rapid sau nu vom mai sta noi după directorul medical sau după managerul unității care poate fi într-o consultație sau într-o operație importantă și atunci ar ajunge mai ușor informația la noi, dar nu ar rezolva problema, sincer. Problema aceasta care rămâne, pentru că oamenii nu vor înțelege niciodată că nu ruda sau persoana din familie este cea mai importantă și trebuie să primească atunci, în primele 5 minute, îngrijire, că a venit cu ambulanța. Ei nu vor înțelege că trebuie să aștepte la urgență, niciodată. Rămâne de observat, de ținut sub observație, pentru că deodată, deci plecarea din presa locală a unei colege pe post de consiliere a primarului înseamnă o pierdere pentru presa locală. Să vedem din, că și pe noi ca jurnaliști ne numeri pe degete, să vedem cine va de fi, unde nu? Vor, acel de specialist unde vor în comunicare. Mai, de unde vor mai găsi? Vor mai găsi, că acum noi am mai comentat, cât în glumă, cât în serios, multe televiziuni și multe ziare, mai ales pe online în roman, se vor mai strânge așa rândurile și se vor găsi oameni care să plece. Să nu uităm că un angajat în primărie sau un angajat la spital poate ieși lejer la pensie dacă își vede de treabă, de pe un asemenea post. Da. Pe când fără în presă, să alergi, astăzi ești, corect, nu stai în frig, da? Nu alergi de colo-colo. Nu alergi după resurse materiale pentru susținerea postului respectiv. Dacă crezi, Ramona, că am epuizat subiectul acesta legat de întâmplarea de la spitalul din Roma, aș vrea să trecem în revistă și alte evenimente. Deci am convenit că aici, pentru perioada care urmează, s-a făcut un imens de serviciu spitalului acesta și că, cel puțin în opinia mea, cei de la Piatra Neamț atât au așteptat după acea bătălie acerbă care s-a dus pentru aparatul de radiologie, aparatul de radiologie pentru mașina tip SMURD. Iată că le vine mănușă scandalul de la Roman. Prezența, aș vrea să mai comentăm un minut, două, prezența la această întâlnire a fostului primar Leoreanu, a deputatului, actualului deputat Leoreanu. Și de ce s-a ținut această ședință, ca fără și data presă, trecută, nu? De altă, cu ușile închise? Păi asta s-a spun. Țipat, s-a cam... Probabil că da. Probabil că mai sunt lucruri care rămân în bucătăria internă și pe care noi nu o să le aflăm prea curând. Și asta spun. Deși vom avea un specialist în comunicare și în relație cu presa, vom afla tot acele informații pe care vor dori dumnealor. Filtrate, foarte bine spus. Nici eu n-am înțeles de ce a fost cu ușile închise, dacă într-adevăr medicii erau acoperiți de documente medicale, de fișe de intrare, ieșire, de analize și tot ce i s-a făcut pacientului respectiv. Dar
Prezența domnului deputat de acum, Leoreanu, s-ar putea să pară firească pentru mulți, să spună că nu s-a desprins chiar de mult timp de primărie și rămâne aproape așa cum ei sunt în vacanță, ne spunea. Ei sunt în vacanță și vă amintiți că ne spunea domnul Leoreanu că voi fi plecat luni, marți, miercuri la București, joi și vineri voi fi la Roman și dacă e nevoie de mine și în primărie. N-a fost chiar joi, vineri, a fost la început de săptămână. Mai devreme, bine, acum sunt vacanță. A simțit, nu e greu să te desprinzi după 8 ani și ceva de stat în primărie. Vă amintiți de câte ori ne spunea, mă doare orice se spune rău sau greșit despre orașul acesta sau orice neadevăr care apare în presă și făcea domnul Leoreanu mereu apel la noi să nu ne intereseze cine conduce spitalul, cine conduce primăria, dar să ne dorim cu toții binele orașului și acolo unde e de lăudat să-l auzi, unde e de comentat să comentezi. Cred că a simțit nevoia să vină cu experiența dumnealui și să participe la această ședință, poate că și-a dorit să afle și dumnealui de la medici. Bun, și un pic să-i tragă de ureche, că rămâne în urmă fel, cu șase luni, da. Deci în urmă cu șase luni a fost aceeași situație, atunci tot legat, nu mai țin minte de ce, dar tot legat de CPU atunci. Și eram acolo măsurile acestea... Era în vară undeva, în da. Iulie, da. Și măsurile acestea au rămas nesuspendate, a fost tevatura aia pentru moment. Eu aș vrea să mai comentăm un ultim aspect aici, da. Vis-a-vis de prezența domnului Leoreanu și de unele acuzații toate pe Facebook, cum că managerii, directorii medicali de la spital sunt numiți politic. Dacă ar fi să ne uităm puțin, am putea spune de doamna manager Andrici, da? Că e liberală, dar doamna ONU e PSD-istă sau rămâne fostă PSD-istă. Sau fostă, că poate nu mai e cu funcție, dar cred că membru de partid încă mai e. Deci chiar și așa să fie pe criterii politice, cum se întâmplă și în țară, noi avem o diversitate. Avem un fost USL, cumva, la conducerea spitalului. Acum, nu știu cât e de greșit să ai carne de membru dacă ești specialist și îți faci treaba. Bun, problema care se pune, ce va putea face Laurențiu Leoreanu din postura de deputat pentru remedierea acestor deficiențe legate de aceste, de modul de finanțare a spitalelor de același rang. Noi am mai discutat împreună chestiunea asta. Deci, Romanul Spital de gradul 3, Piatra Neam Spital de gradul 3, ca număr de internă sensibil egale. Dar spitalul județean din Piatra Neamț primește de la Consiliul Județean sume... Și de la Consiliul Local. Nu și de la mai... Consiliul Local, deci da. El primește Consiliul Local, dar în plus, Ministerul... în plus, da, de la Consiliul Județean în plus, da, și Roma nu prea puțin. E adevărat. Și Roma nu mai deloc. Mai deloc și mai avem și aspectul acesta că toți primarii din cele peste 20 de comune din Roman Metropolitan s-au plâns că bugetul lor nu le permite să contribuie și ei financiar, deși având atât de mulți pacienți și din comune care se tratează la spital. Sau poate 80% din pacienți. Sau 80% din pacienți. Plus faptul că avem DN15D, DN2, cu numărul acesta important de accidente. Localitățile limitrofe, Miceștiu, Oțeleniu. Da, da. Toți vin și se tratează aici. Despre Vaslui, Bacău, chiar Filipeștiu, Hârlești. Da, vedeți, cred că asta e de fapt o problemă care trebuie dusă mai departe la București. Poate dacă vor fi altfel finanțate și aceste spitale de tipul celui de la Roman. Poate că vor fi mai mulți medici tineri care își vor dori să vină aici. Deși vă amintiți că încercări din partea primăriei au fost. Au cumpărat vreo 3 apartamente în fostul bloc cu Bulină. Din câte știu eu, poate greșesc. Ele nu sunt ocupate acum de vreun medic tânăr care ar fi primit drept locuință de serviciu un astfel de apartament numai să vină la Roman. Că încercăm să găsim explicații de ce nu vin la Roman sau de ce pleacă de la Roman. Da? Poate că nu sunt mulțumiți de condițiile în care lucrează, de aparatură medicală, de tot ce are nevoie un medic plus, să-și facă treaba. Am înțeles acum că aveam acest caz, era legat de prezența unui medic urolog. Noi nu mai corect, avem pe care nu-l avem de vreo 2 ani, cred. Da. De ce până acum, dacă acest bătrân a tot venit de 21 de ori, s-au găsit nu de abia acum să-l trimite la spital, deci, de corect, județean, corect, la urologie. Corect. Pe de altă parte, operat. Ați văzut că la spital, periodic, aproape mereu sunt posturi scoase la concurs. Nici nu ni s-a explicat întotdeauna în detaliu, decât dacă am cerut noi. Ce posturi sunt scoase la concurs, după ce s-a dat concursul, câte s-au ocupat, câte nu s-au ocupat. Dom'le, să mai facem un apel. Poate că erau oameni acasă care își doreau să muncească și nu știau că este un post de brancardier sau de îngrijitor sau de pază la spital.
Și plus suspiciunile care au existat totdeauna legat de modul de organizare a acestor concursuri. Corect. Așa este. Și acum să vedem, va reuși deputatul Leoreanu să modifice legislația, pentru că ministerul a mai reușit achiziționarea unor mașini de acestea de terapie intensivă, da? SMURD. Dar dacă nu este modificată legislația, din nou rămâne ca aceste mașini să se ducă către spitale. Deși această ambulanță de care tot am vorbit noi în ultima vreme este pe un proiect european la care și Romanul a contribuit. Deci la achiziționarea ei este pe vremea regretatului cu Tărâță. Păi eu zic să-i dăm o șansă nu doar deputatului Leoreanu, să le dăm o șansă tuturor parlamentarilor de neamț, căci așa se numesc ei acum, pentru că vă amintiți, în ciuda apelurilor făcute, parlamentarii din vechiul legislativ nu prea au mișcat nimic și s-a făcut, dacă vreți, o astfel de scrisoare de intenție și către senatorul Chelaru și către alți deputați și care senatori. Care a dispărut cel puțin din vizorul opiniei publice. Adevărat. Cel mare puțin lucru de nu s-a întâmplat. 5-6 luni mare de zile. Mare lucru nu s-a întâmplat, să vedem de acum înainte, dacă într-adevăr se mișcă ceva. Deși, sincer să vă spun, eu mă îndoiesc. Că... ce va face... Haideți să-i luăm numai pe ai noștri de aici. Da. Deci noi, legat de Roman, îl avem pe Rotaru, deputat, îl avem pe... Manoliu, senator, Leoreanu, deputat și Bulai. Și Rotaru, 5 da, sunt. Corect, da. Eu aș spune, deși nu este romașcan, părerea mea personală, că deputatul Munteanu, fiind în mandatele trecute pe Colegiul 5 și având zona noastră cumva, e cumva mai legat de această parte. Dar oare va rămâne cu cabinet parlamentar la Roman? Probabil că nu. Deci atunci unde să-și deschidem piatra? Normal, ei fiind parlamentari de neamț, ar trebui în capital, în municipiul reședință de județ. Ați văzut că deputatul Leoreanu a fost cel care a spus, domne, deși ar trebui sau... Mă numesc din Roman Metropolitan. Exact. Eu vreau să fiu de Roman Metropolitan și o să am cabinetul la Roman. Haideți să discutăm un nou conceptul pe care l-a introdus Leoreanu, acela de deputat jucător. Cum va juca deputatul Leoreanu? Știți ce cred că înseamnă asta? Înseamnă să îți faci datoria, dar fără a deranja neapărat pe cineva. Zilele trecute, un coleg ne-a speriat puțin în redacție, că citea într-un ziar național, nu mi-am inteles ziarul, online era, Leoreanu a demisionat, nu, primar liberal care a demisionat, sau ceva de genul, un primar liberal a demisionat, dar era titlul atât de frumos cosmetizat, încât te ducea cu ideea că Leoreanu a renunțat la PNL și își caută un alt partid. A fost zvonul la ALDE, da. Cu ALDE, da, infirmat. Cred că va încerca să nu deranjeze pe nimeni o perioadă. Vă amintiți că dumnealui spunea că lăsăm PSD-ul la treabă 6 luni și dacă în 6 luni guvernul, noul guvern PSD nu modifică cât de cât ceva, nu se pornesc crotițele, s-ar putea ca electoratul să se întoarcă iar împotriva PSD-ului și probabil că se așteaptă cel mai bun moment pentru a se așeza lucrurile pe scena politică. Eu asta înțeleg din parlamentar jucător, că încerc să trag pentru comunitatea pe care o reprezint, dar nu vreau să deranjez nici pe stânga, nici pe dreapta. Rămân așa, pe o poziție de mijloc. Că nu va intra în PSD, este clar lucrul ăsta, da. Că odată ce i s-a oferit postul de senator, exact, atunci l-a refuzat, exact, exact, înainte de alegerile. Da, dar ați văzut ce a zis despre cei cu privire la acest lucru, n-am să uit niciodată. Eu mă uit foarte atent lângă cine mă așez, cu referire strictă la echipa PSD de la Neamț. Așa și dacă, la Ionel Arsenic, exact, care are în continuare, exact, un conflict, exact, dacă un conflict scuturăm deschis puțin și vedem esența cuvintelor, ne dăm seama că nu. Deci spunea dumnealui că e foarte important să fie într-o echipă în care să se simtă confortabil, comod. E, dacă vreți, ca și pentru noi, când vii la serviciu, să ai niște colegi care să colaborești, să vii cu drag, bun, la serviciu. Cu toate acestea, el n-a negat o serie de legături cu parlamentarii din
din alte formațiuni politice și probabil că s-a referit strict la cei de la Neamț, dar a căror nume n-a vrut să le dea ca să nu-i pună corect într-o personal, cred că în ciuda atențiunilor care au fost prin presă, Leoreanu cred că se înțelege bine cu Dan Manoliu și cred că se înțelege bine și cu Ioan Munteanu, pentru că sunt oameni cu care și apropiați, a colaborat, da, de generații. A colaborat și apropiați de generație, da. Și cred că mai sunt și alții. Ei, și eu zic că chiar, nu știu dacă direct cu tânărul Rotaru, dar cu tăticul, exact, mai mult ca da, sigur. Și s-ar putea să mai găsim cred că asta înseamnă, de fapt, un parlamentar sau un deputat jucător. Haideți să ne gândim la alegerile care vor fi sau nu vor fi declanșate de guvern PSD. Sunt 8 situații în care ca și la Roman, primarii au renunțat. 2 sunt sigure, Leoreanu, Olguța Vasilescu, da, dar care... cred că mai sunt și altele până la 8, încă vreo 6. Ce se va întâmpla? E greu de spus. Eu mă gândesc așa, că un guvern PSD, dacă va avea oportunitatea să schimbe primarii liberali din țară, va face, că e interesul partidului să câștige și alegerile locale. Mi-a parvenit un zvon din surse PSD, potrivit căruia hai zi cam cine crezi tu că va candida la Roman. Erau 2 variante care erau și confirmate de cei din PSD. Prima variantă era Marius Neculai, fostul deputat alungat de Elena Udrea, da? De pe colegiul celebru 4, Roman Ion Creangă, despre care aș vrea să mai spun ceva după. Și o a doua variantă era Viorel Stan, inspector general. Și o a treia variantă, care deja lasă semne cum că e o variantă plauzibilă, e surpriză, Gheorghe Oprea, cel care a mai candidat. Și de ce spun asta? Ei, și eu am să-ți aduc un al 4-lea nume. Așa, e foarte bine să avem, din surse PSD, să avem mai multe. Un personaj destul de controversat și contestat acum, ai vorba de Corduneanu. Aici, da, însă, despre după care s-a auzit că va prelua organizația PSD de la Roma și nu s-a întâmplat. Deocamdată. Deocamdată, da. Deocamdată, păi așa s-a auzit că organizația de la Roma va fi preluată de Oana Bulai. Imediat după alegerile locale se întâmplă asta, da. Da. Dar haideți să discutăm despre posibilitatea ca Eduard Corduneanu să accepte o asemenea variantă. Eu cred că e foarte puțin plauzibil, pentru că toată lumea știe că în spatele societății Rosal se află, de fapt, și a fost și discuția în Consiliul Județean. Exact, da. Intervenția lui Popșa și a liberalilor, care au spus, domne, știți cum? Interpuși, oferta colegilor din PSD va trebui să cântărească mai mult decât cântărește ceea ce are acum Eduard Corduneanu pe parte de afaceri, de bani, să nu spunem, da? E puțin probabil, din punctul meu de vedere. Plus cu atât mai mult dacă ai văzut că la... Cred că preferă să fie omul din spate. Da, cam la toate hotărârile Consiliul Local, nu, la care privesc chestiunile de management al deșeurilor, Corduneanu se abține. Ceea ce confirmă ipoteza liberalilor că el ar conduce încă firma Rosal. Așa că, din punct de vedere al afacerilor, nu știu cât de interesat va fi domnia sa și cât de puternice vor fi atacurile. Eu nu cred în această variantă. Mă întorc puțin la Marius Neculai. Vă rog să faceți un exercițiu, să vă amintiți că în 2012, când erau alegeri parlamentare, candida Udrea și candida și Ioan Chelaru pentru al 3-lea mandat și ultimul, iată că s-a adeverit, Marius Neculai făcea câteva emisiuni foarte bune alături de senatorul Chelaru. Chiar foarte bune. Cineva a spus, domnule, se răzbună acum pe Udrea. Nu știu dacă se răzbună. Probabil că domnul senator Chelaru i-a văzut potențialul tânăr, vorbește bine, da? Cu... Bun, nu numai aceea, dar care, sunt și de aceeași... După care ceva s-a întâmplat. După care ceva s-a întâmplat, imediat după ce senatorul Chelaru a câștigat un al 3-lea mandat, Marius Neculai a dispărut din echipa aceasta PSD Roman și n-a mai apărut 4 ani, după care este acum i-a răscos ca fiind o potențială... Deși am adică ce-au făcut 4 ani, dacă... Eu am înțeles că nu va accepta. Nu va accepta, așa cea din mână eu, pe da, cea din gard, pentru că el are o serie de afaceri, este foarte mult plecat în Italia. Exact. Iar pe rețelele de socializare am văzut socialdemocrați cu păr alb, ca să mă exprim așa, care îi urează în continuare succes lui Gheorghe Oprea, așa pe după vorbe sau pe după metafore, înțelegem că el se pregătește de un nou examen important.
ai curaj, vei reuși, mult succes, vei fi Eu am înțeles totuși că Gheorghe Oprea nu va mușca din această momeală, pentru că în ciuda tuturor promisiunilor și a sacrificiilor pe care le-a făcut, pentru că el cel puțin 3 luni el a ieșit din exercițiul din sistem, da. Din sistemul său și practic a fost sabotat în timpul campaniei electorale. Ați văzut că au și așteptat probabil contracandidații de atunci a lui Oprea să scoată la iveală anumite scandaluri sau conflicte pe care le-a avut Oprea din postura lui de la serviciu cu anumiți investitori sau oameni de afaceri pe care i-a cam taxat, i-a cam amendat. Și vezi, doamne, el nu era bine primit și privit de această clasă a investitorilor, ori un primar nu prea poate să facă casă bună cu investitorii dacă au avut conflicte mai vechi. A fost doar o chestiune pe care au amintit-o adversarii. Nu știu ce să cred nici despre domnul Gheorghe Oprea și ca o chestiune de strategie așa pentru PSD, eu zic că e un pas greșit. Să aduci un om după cât a trecut, din vară, da? Din iunie. Ei, dar cu memoria romașcanilor s-ar putea... Bun, e acum, și cealaltă și variantă... întâmplare nefericită cu feciorul cu fiul, lui... Cu fiul, da. Acum știți că cum este, spus poate. Benza, da? Deaua de Roman, deși acolo am înțeles că băiatul nu a avut chiar o vină explicită, că nu era suficient știți demarcat. Cum e la volan? La volan se pot întâmpla atât de multe lucruri. Să nu uităm că am mai avut o tragedie la volan cu senatorul de astăzi, Manoliu. La fel de mult, toată lumea îi dădea cariera închisă. Până la urmă, omul n-a vrut, sunt... No, bine, acolo a fost și o chestiune da, de sănătate. E delicat. E delicat să te pronunți, de aceea lăsăm oamenii lege să se pronunțe, instanțele de judecată. Sunt și domnul procese Manoliu care... nu ne-a mai spus deloc ce s-a întâmplat exact. Cu situația sa juridică în acest caz. Crezi că domnul Manoliu va lăsa din mână organizația de la Roman după succesul acesta? Nu știu dacă e, cum să spun eu, dacă va fi decizia dumnealui. Cred că îi se va impune de la județ, de la domnul Arsene, Dane, trebuie să pleci să lași pe altul. Ai primit să ceea lași pe altul sau pe alta? Pe altul sau pe alta, da. E o problemă și asta. Amintiți-vă că Dan Manoliu a fost de multe ori în cărți să candideze și să obțină anumite funcții și nu s-a întâmplat. Iată că de data aceasta s-a întâmplat cumva la musteață, că avea emoții. Nu știa dacă PNL-ul va lua al doilea senator pe neamț sau PSD-ul. El bun, a avut emoții. Dar cum se simte în postura în care Ionel Arsenie a făcut atâta caz de parlamentar la redistribuire exact, cu adresa... Din firimituri. Deputat din firimituri la adresa lui Leoreanu. Da, e adevărat. Da, n-a fost prea elegant, că tot din firimituri a avut și el al... Dar nu numai el, că a mai avut afară de Manoliu. Da, au mai fost, Manoliu. Da. Și Iulian Bulai. Iulian Bulai nu e de-a lor. El e nu e de-a lor, dar intră în categoria de deputat, să-mi fie scuzat, din firimituri, cum a spus Ionel Arsene. Eu spun că da, Dan Manoliu se vede cu acest mandat de senator pentru 4 ani, probabil că e și ceea ce și-a dorit. Și eu zic că va trebui să plece de la organizație și va și pleca. E interesant ce o să se întâmple în perioada aceasta cu prefectul de Neamț. Prefecții vor fi categoric schimbați, deși pentru prefectura Neamț pierderea Niculinei Dobrila se face un an, să știți. Din februarie 2016, ne ducem în februarie 2017, a avut exact un an. De fapt, cred că aceste 3 lucruri au fost marcante și importante pentru 2016, un nou prefect, un nou președinte de Consiliul Județean și iată, pe final de an, am putea spune un nou primar la Roman, chiar dacă forțat, da? Schimbări importante. Ce se întâmplă cu intrarea în prim plan, dar pentru foarte scurt timp a candidaturii lui George Lazar, fostul prefect, din postura aflat pe liste la pe listele PNL-ului, nu și-a făcut campanie electorală deloc, n-a ieșit în presă deloc. N-a ieșit, dar în perioada aceasta de alegeri parlamentare l-am văzut foarte activ în comunele din partea cealaltă, Piatra Neamț, Târgu Neamț, cel puțin pe rețelele de socializare a avut foarte multe fotografii, probabil că a sperat
că va câștiga și el un fotoliu comod în Parlament. N-a fost așa. Eu nu prea cred în varianta aceasta. Cred că i-a apărut de la așa zisul scandal dintre Leoreanu și Eugen Țapu din timpul campaniei, cine să ia locul întâi la Senat la PNL și până la urmă iată că l-a luat Eugen Țapu și nu Laurențiu Leoreanu și cred că de acolo au apărut. George Lazar face parte din gașca veche a PNL-ului, da, cu Ursărescu, cu Stan, Nicolae Stan, apropo de da? Asta, cu Eugen Țapu Nazare, da? Ce se mai întâmplă cu foștii parlamentari? Ioan Chelaru a dispărut de 5-6 luni. Da, Dorinel Ursărescu la fel, dispărut încă de pe vremea când mai avea vreo 2 ani de mandat, de când cu scandalul da. Cu combustibilul. Da, da, acolo nu uita că el a pierdut și dreptul la acea pensie specială de care beneficiază ceilalți, având o condamnare definitivă. S-ar putea să nu fie foarte afectat, cred că are cu ce trăi, sincer. Dacă cel nu mai are, nu e chiar așa de... S-ar putea să aibă, dar nu pe numele datorii, lui, știți că... Datorii cât... Carl, și datorii, da. Cadar, Leonard Cadar, ce și cum. Din păcate... Trecerea da. Meteorică prin PRU. I s-a promis un loc, iată că n-a mai fost loc și pentru bine, el. Bine, a avut timp nu uitați cazanță, că, să pe, da, pe nu Beni. Uitați că l-au adus pe Oaștea de la Iași la Roman și probabil trebuia să... Au fost prostie. Alții. Da, din păcate, senatorul Cadar, în ciuda faptului că a făcut aceste mutări în 4 ani, aș spune eu, interzise, că sunt prea multe, a avut și acea problemă de sănătate după accidentul de circulație și a fost mai mult în repaus. Mulțumesc lui Dumnezeu exact, că a scăpat cu viață. Despre asta e vorba. Ce spui de Sorin Cazan? Va apărea din nou pe listele da. De candidați la locale? Da. Intuiția mea spune că da, deși... Cu ce deși șanse? El îmi spunea mie, fără șanse, o să se supere domnul Cazan pe mine, dar eu spun fără șanse, pentru că ultimii ani au demonstrat că bătălia s-a dat nu numai la Roman, nu numai la Neamț, ci și la nivel național, între candidatul PSD și candidatul PNL, cele două partide care rămân cel mai bine cotate și nu, n-are nicio șansă PRU. De altfel, dumnealui mărturisea că ar vrea să plece acum din PRU, probabil că își va găsi un alt partid, probabil. Da, va bine, fi după scandalul acum cu Ghiță, el clar spune că... așa, că va candida la primărie, dar va ține cont de cine este candidatul PSD-ului. Va conta foarte mult. Pe genul că dacă va candida Marius Neculai, ar putea susține un astfel de tânăr, dacă va candida, știu eu, un social-democrat trecut de prima tinerețe, care nu prea a demonstrat, da, s-ar putea să cam vină... Cam în ce partid îl vezi intrat pe Cazan? Sigur nu la PNL. Nu știu de ce. Eu cred la PNL că... nici n-are cum, că adversarul lui rămâne Leoreanu. Nu știu ce să zic. Poate că își va dori doar să fie în cărți și atunci poate va încerca o candidatură independentă, care nici asta nu e. Nu-l văd reușind să strângă într-un timp așa de scurt atâtea mii de semnături. Mai e o variantă cu ALDE, eu știu. Nu știu, să lăsăm pe domnul Cazan să vină la emisiune și să ne povestească. Ideea este că eu îl văd deja ca și plecat din PRU. Cum apreciez în două cuvinte 2016, același lucru pentru 2017 și cu asta încheiem. Da, spuneam că din punctul meu de vedere 2016 a venit cu schimbări importante, da, prefect, iată, președinte de Consiliul Județean de la PSD, lucru care a dus numai dezavantaje și defavorul Romanului, din păcate. Nu știu dacă ține neapărat de acest scandal, să-l numim Leoreanu Arsene, că n-au îngropat securea războiului, dar eu mi-amintesc că și pe vremea lui Vasile Pruteanu și pe vremea regretatului Culiță Tărâță, chiar dacă erau pe atunci foarte mulți primari PSD, tot mai primeau câte ceva. A fost un an în care s-a simțit mai mult ca niciodată faptul că politica nu face decât rău cetățeanului și că politicienii vin și ne vând lucruri frumoase strict în campanie electorală, după care uită și o luăm și de la dispar, capăt. Și dispar. Și sunt domenii precum sănătatea, că tot am vorbit o jumătate de oră, învățământul și chiar agricultura, despre care ni se povestește frumos strict în campanie, după care dispar. N-am nici acum un răspuns, de exemplu, de la deputatul Munteanu. De ce nu a votat la Camera Deputaților? De ce nu a făcut lobby pentru acea celebră lege a Camerelor Județene Agricole, că nu s-a întâmplat nimic, a trecut de Senat și în ciuda insistențelor agricultorilor ca și deputații să facă ceva, nu s-a întâmplat nimic. Poate o să ne răspundă în următorii 4 ani.
În 2017 încă nu pot să mă pronunț dacă vom avea alegeri la Roman pentru primărie în prima parte, adică în această primăvară. E posibil ca cei de la București să fie mai preocupați acum cu instalarea noului guvern și a mișca și a face ceva și mai puțin să intereseze ce se întâmplă la primăria Roman și s-ar putea să mai fie înțelegeri tot de la București. Și dacă ei colaborează, să lase pe Lucian Micu să-și facă depinde, treaba. Și depinde cât de influent va fi Ionel Arsenie pe lângă primul ministru Grindeanu, pentru că l-ai văzut în al doilea plan al pozei colective. Exact, lângă Dragnea mereu, în așa fel încât în spatele Rovanei Plumb. Da, exact, să fie prins de cameră așa cum trebuie. Asta spune multe. Chiar mă gândeam, cum de nu s-a găsit un președinte dintr-un județ mai important să fie acolo în primă linie și iată tocmai de la Neamț. Da, asta spune multe. S-ar putea să conteze foarte mult influența lui Arsenie și atunci să... Rămâna, îți mulțumesc pentru această nouă colaborare. Eu mulțumesc că ne-ar mai fi trebuit măcar o oră să mai abordăm niște lucruri. Da, o să mai avem ocazia. Da, o să mai avem ocazia. Mulțumim celor care ne-au urmărit. O zi bună!